ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face înghețată cu ricota și cu ciocolată. Deci o înghețată cu ricota și o înghețată cu ciocolată. Și să vedem de ce avem nevoie. Eu astăzi vreau să o fac cu mașina de înghețată. Este o mașină foarte veche. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Astăzi facem înghețată. Și am să o deschid ca să pun să văd, să sperăm că nu face prea mult zgomot și o să mă auziți după aceea. Eu aici mi-am preparat, bună ziua Rodica, mi-am preparat deja și o să facem imediat după aceea, că aș vrea să pun să meargă, să se facă în timp ce vorbesc. Și o să punem așa în interior, așa. Și am să o pun aici. Aici am să vă spun, o să facem împreună totul. Este cu ricota. Facem o singură bază și după aceea împărțim în două. Imediat facem împreună tot. Așa. Este o mașină veche, 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 veche. Foarte veche de înghețată. Așa. Să vedem dacă deschid se face gălăgie multă. Se aude, mă auziți? Așa. O lăsăm să se răcească puțin și eu am să o dau deoparte. Și începe. Dăm deoparte. Să spuneți dacă se aude. Mașină veche, veche, veche. Se aude, mă auziți? O să avem nevoie de lapte, de 300 de lapte. Eu am să împart în două și am să fac două porții micuțe. Poate fi făcută și la frigider. Puneți într-o cutie și o amestecați la interval de 2-3 ore, amestecați, adică să rupeți cristalele de gheață. Așa. Încet, încet se face aici. Iată. Avem nevoie de 200, nu, de 100 de frișcă, de miere de albine. Eu am pus frișca îndulcită. Dar dacă vreți, puneți 100 de frișcă și adăugați zahăr după gust, cât doriți să fie de dulce înghețată. Și pentru cea cu ciocolată, vom pune 20 de cacao. Și un cubuleț care are 50 de grame de ciocolată. O să o topim imediat. Și o să decorăm cu ciocolată. Pentru cea, și o să avem nevoie și de puțin rom. Dacă cine dorește să pună puțin rom. Pentru cea cu ricota, aici am 250 de grame de ricota. Și am să dau în interior și ciocolată și fructe mirtilii, de acestea uscate. Cine dorește? Bună ziua, Bianca! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Astăzi facem înghețată. Așa, eu am pornit mașina și merge încet, încet, încet se învârte. Și acum? Să începem cu începutul. Într-o oliță, așa, să dau așa deoparte, să facem baza. Într-o uliță punem 300 de lapte. Punem 100 de frișcă. Deci frișca mea este îndulcită. Dar dacă puneți frișcă proaspătă, care nu este dulce, adăugați zahăr după gust. O lingură, două, trei, depinde, gustați. Gustați să vedeți cât de dulce o doriți. Eu nu pun, că a mea este îndulcită. Și punem și 100 de frișcă.
C'è un sapone, c'è un linguro di miele di albino, un sapone c'è un porcanello. Ascia. C'è un pompe per poco. Ci dopo ci un parzino in dopo. De minute, să sperăm că se face în 20 de minute sau mai puțin. Eu am pus 20. Au trecut 5 minute. Spor la treabă. Mulțumesc, Nicoleta. Vedeți? Ia uitați. Și facem înghețată de ricotta. După aceea o să o punem și să vârtim și pe cea cu ciocolată. Cine nu are această mașină acasă, pune în castronele cu capac la frigider. Și când începe să înghețe puțin, atunci se amestecă. La început puteți amesteca și cu un mixer, că se amestecă mai ușor. Și după o oră mai amestecați un pic, iar după o oră jumătate mai amestecați, de vreo 4-5 ori. Și o să iasă pufoasă, chiar dacă nu aveți această mașină. Eu am de la soțul meu, este veche, foarte veche. Cred că are 50 de ani. Așa. Și lăsăm să se facă. Între timp, pe foc avem frișca cu laptele și cu mierea. Și o să împărțim, am pregătit două vase și o să împărțim în două. Și într-o parte o să punem cacao și în cealaltă o să punem ricotta. Așa. Să vă cumpărați să vedeți ce bună este. Ieri am făcut înghețată cu fructe. Am să vă arăt acum și înghețată cum arată. Deci cu banane și cu caise, banane și căpșuni. Să vă arăt cum arată. Între timp învârtesc și eu vă arăt și ce înghețată de ieri care am făcut-o împreună. Nu prea a mers internetul așa de bine și încă nu am publicat-o nici pe YouTube, dar să vedem. O să lucrez la ea și o să vedem. Să vă arăt și înghețată. Și cea cu lămâie. Și am pus cantități egale de fructe și banană. Deci am pus o banană, puteți și cântări sau la ochi. Și mixați cu mixerul, faceți o cremă și apoi puneți în interior și să știți că sunt bune. Trebuie să le pun așa aici loc. Așa. Și apoi am făcut și aici am pus, vedeți? O să vedem se încălzească puțin ca să le putem scoate. Să vă arăt cum arată și în interior. Așa. Că sunt înghețate. Le încălzim puțin. Sau le puneți în puțină apă caldă. Înghețata începe să se facă, ia uitați. Încet, încet. Așa. Laptele pe foc se încălzește. Hai să vedem dacă reușesc să vă arăt. Ia uitați, aceasta este cea cu lămâie. Vedeți? Și în momentul când se încălzește puțin, iese și strânge și mâncați. Să știți că având în vedere că are banană, nu este așa de tare. Dacă ați pune apă cu fructe să face, sau apă cu zahăr și cu îndulcitori cu gust de lămâie sau... Așa. Ia să o vedem și pe aceasta. Aceasta ar trebui să fie cu caise. Sau încălzim puțin. Aceasta este cu caise, vedeți? Se vede diferența de culoare. Lămâie și caise. Să vedem și pe cea cu căpșon. Eu le-am pus pe culori.
ca să nu le sau dacă nu aveți culoare, uitați, acesta este cu este roșie, cu copșule. Așa. Și ia să vedem dacă se încălzește să iasă din sau încălzim puțin. Să vă arăt cum este. Și în loc de zahăr puteți pune, dacă nu sunt prea dulci copșunele și banana, nu? Puneți un pic de zahăr sau dacă doriți miere. Ia să vedem. Iese. O să fiu atentă și la foc. Să vedem. Sau puneți în puțină apă călduță și imediat o să iasă. Încălzesc puțin cu mânuțele. Și ieri am făcut și socata. Ia uitați aici. Am făcut și video. Și la 2 kg de apă, eu am pus 2 lămâi și 2 flori. Eu mi-am adus din România, săptămâna trecută am fost puțin în vacanță și mi-am adus florile, sunt uscate și am pus 2 flori. Cine dorește poate să pun și 4 și 5, acum depinde de fiecare cât de concentrat putea gustul la socată. Eu am pus doar 2 și 2 lămâi. Și lămâile eu am ras cu așa. Am scos pielea cea albă și am aruncat-o și am pus toată pulpa scoasă în interior și zeamă că pielea cea albă este amară și eu nu o pun. Și lăsăm 4-5 zile și amestecăm de 2-3 ori. Când ne aducem aminte mai amestecăm. Și cine dorește să fermenteze puțin mai repede, pune și un pic de drojdie. Cine dorește, cine nu. Așa, ia să vedem dacă iese, încet, încet, se scoate. Că nu s-a încălzit. Ia să vă mai arăt aici, că se începe să se facă. A trecut circa 10 minute, eu am pus la 20 să se învârtă. Cine dorește și nu are să facă înghețată acasă, nu are această mașină de înghețată, cum am spus, puneți într-un vas de plastic, într-un vas de sticlă, cu căpăcel, la frigider. Când începe să se înghețe, amestecați cu mixer, la început cu mixer, ca să se facă bufoasă, ca să nu se formeze cristale și după aceea, după o oră și jumătate, o oră și jumătate, tot mai amestecați, trebuie 3-4 ori. Cam așa trebuie amestecat. Trebuie să vedem dacă iese. Că nu s-a încălzit. Este ca o granită, ca să spun așa. Arată foarte bine și este foarte, foarte bună, nu este tare. Să faceți la copilaș, doar banană cu topșul. Nu are zahăr, nu are nimic altceva. Este bună, bună, bună. Aici banană cu căpșun și dedesubt banană cu caise. Așa, acum am să le dau la frigider. Și să ne ocupăm de înghețata noastră de astăzi. Vedeți, am aceste forme, eu le pun așa întregi. Ia uitați. Ia să vedem dacă iese. Vedeți cum iese? Ia uitați. Să scoateți așa în interior, afară. Și este bună, 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 bună. Aceasta este înghețată făcută ieri. Astăzi o să facem cu ricotta și cu ciocolată. Le punem la frigider. Ia uitați. Să vă cumpărați, să vedeți ce bune sunt. Și cum aveți fructe în casă, cu un pic de banană, le puneți. Așa, am să dau la frigider.
Tomatele fierbe. Vedeți, laptele a fiert, îl pun deoparte aici. Așa, ia uitați înghețata cum se formează, vedeți? Este aproape gata. Înghețată cu ricotta. Deci, într-un sfert de oră s-a făcut. O mai las câteva secunde. Și o să vă arăt cum am făcut compoziția, imediat. Mulțumesc, Firofteia, mulțumesc! Circa 20 de minute la aparat, atât durează. Și o puneți tot așa, în vase de plastic sau de sticlă cu căpăcel. Sau în borcănele, puteți pune și în borcane și le închideți. Eu am făcut puțină ca să vă arăt, cum se face. Așa, mai sunt 2-3 minute și au trecut cele 20 de minute și înghețata noastră, ia uitați, este gata. Am oprit. Așa. Ia să vă arăt cum arată. Să o punem așa într-o cupă. Așa. Ia să vă arăt cum arată. Ia uitați cum arată înghețata. Vedeți? Puneți la frigider. Eu acum vă arăt. Mulțumesc, Elena, o zi frumoasă și ție. Să vă arăt cum arată. Așa. Deci, din cantitatea care v-am arătat-o eu, o să iasă două cupe. Așa. Și o scoateți pe toată de aici. Așa. Ia uitați cum arată, vedeți? Înghețata noastră. Așa. Și aici ne-am luat eu. Ia uitați. Și le așezăm așa aici, una, două. Și avem înghețata noastră de ricotta. Bună, gustoasă! Și acum o să facem să vă arăt cum se prepară. Ia uitați! Delicioasă! Bună, Bianca! De unde știu atâtea rețete? De la bunica, de la mămica... Să știi că eu dintotdeauna am făcut prăjituri, de când mă știu, de când eram mică, mică, mică. Și am zis să le împart și cu voi acum. Am să o dau la rece, am să dau mașina deoparte și să vă arăt cum am făcut.
Deci laptele a fiert cu smântâna și cu... Și aceasta este baza, și cu mierea. Și aceasta este baza. O să dăm deoparte. Ia să dăm așa, încet, încet deoparte mașina, ca să vă arăt. Așa. Și aici avem compoziția noastră de lapte cu frișcă, care am pus-o pe foc. Și acum o să o punem așa în interior, aici, și o să o împărțim în două. Și cu miere. Am pus și puțină miere. Eu pun frișca îndulcită, că noi o folosim pe aceasta, că avem în familie, că sunt alergici la lapte, la lactate, și folosim aceasta. Dar cine pune frișcă, frișcă, fără zahăr, frișcă proaspătă, adaugă zahăr după gust. Adăugați o lingură, două, trei, și când credeți că este bună de dulce, atunci vă opriți. Nu puneți multă de la început, puneți treptat, lăsați să se topească și după aceea gustați. Așa. Într-una o să adăugăm cacao și o să amestecăm. Așa. Și am să amestec așa cu un tel. Cine dorește peste ce înghețată, imediat o să punem peste înghețată, am pus-o la congelator cu ricota. Eu mi-am pregătit și ciocolată să punem să radem sau să păgăm și în interior. Și mirtilii, cine dorește. Imediat le facem. Așa. Am topit aici. Dacă doriți în ciocolata cu cacao, s-a adăugat și puțin rom, puteți pune. Eu pun, pentru că este foarte bun. Am aici. Mie îmi place mai aromată. Așa. Punem și puțin rom și amestecăm. Și acum adăugăm și un cup de ciocolată. Cea cu, pentru ricota, o să adăugăm ricota, dar lăsăm să se răcească, să se răcească bine, încă este fierbinte. Eu mi le-am pregătit și înainte, ca să nu vă fac să așteptați prea mult. Așa, și aici am pus ciocolata. Am pus ciocolata și o lăsăm să se topească. Bine, bine, bine. Și gustați. Să vedeți dacă este bun de dulce. Dacă mai trebuie zahăr, mai adăugați cât este fierbinte. Să se topească. Așa. Aici lăsăm. Și cu ce ne-a rămas, cu ciocolata care ne-a rămas, o să decorăm. Și cu mirtil. Să vă arăt. Aici mi-am pregătit cea cu cacao. Este rece, ca să o putem pune în mașina de înghețată. Așa. Și cea cu ricota mi le-am pus aici în două păhăruțe. Vedeți? Am adăugat ricota când este rece. O adăugăm. Să fie rece, să fie la temperatura camerei. Așa, adăugăm. Aici se topește ciocolata, încet, încet. Și să vă arăt în mașina de înghețată cum se face și cea cu ciocolată. Hai să vedem aici ce avem.
astăzi am făcut și astăzi înghețată. Înghețată bună, bună, bună. Dacă ați ști cum miroase cea cu ciocolată, are și cacao și ciocolată în interior și puțin rom. Delicioasă, delicioasă. Așa. Vedeți, s-a topit. S-a topit și ciocolata și o lăsăm să se răcească. Nu o punem fierbinte în aparat. Doar dacă aveți aparat care îl prepară totul. Sunt mașini de acestea de înghețată care se pune, dar cele sunt profesionale, se pune totul în interior și le încălzește, ajunge la o anumită temperatură, apoi scade și tot așa până se răcește și face înghețata. Dar noi acasă nu avem, așa că răcim. Deci avem cea rece, acum să-mi scot ce mi-a mai rămas în mașină de la înghețata de ricota și să o punem pe cea cu ciocolată. Aici lăsăm să se răcească și o să adăugăm când este rece ricota și o să o punem, o să o punem, deci aici s-a răcit, am să le dau deoparte pe acestea. Așa, una, două și le avem pe aceste reci, ca să lucrăm cu ele reci. Aici avem cea cu ciocolată și aici avem ricota. Am pus și am amestecat. Și acum cea cu ricota, ca să se amestece bine, 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 eu o pun într-un blender. Vedeți? Eu pun într-un blender că mi-au rămas bucățele de ricota în interior. Așa. O blenduim bine, bine, bine. Și o să iasă așa ca o spumică. Ia să vedeți cum. Să vedem dacă reușesc să ajung la priză. Ia să vedem, ia uitați. Încet, încet, așa. Și după ce am blenduit, o punem în mașina de înghețată. Așa, acum am să o dau deoparte, că vreau să pun pe cea cu ciocolată, să vedeți cum arată și cea cu ciocolată. Și acum am să pun compoziția mea de ciocolată, care am făcut-o mai înainte, și o punem pe toată așa aici. Și căpăcelul. Și acum băgăm în priză. Deschide. Așa. Ia să vedem. Punem la 20 de minute. Dăm la rece. Și apoi să se învârtă. Apoi o pornită mașină. Și acum să punem în înghețata cu ricota, să punem și puțină ciocolată și mirtilii. Este așa de moale și așa de cald aici. Și putem tăia și pune așa în interior sau peste. Ia să vedem. Sau radeți. Eu vreau să fac
ce inferior. Țină. Gata și aceasta. Deci 20 de minute la mașina de înghețat. De aici, din interior. Am să o scot cu o paletă mai mare. Așa. Ia uitați cum arată înghețată. Și o punem așa aici, în vasul nostru. Și dacă o doriți și cu mai multă ciocolată, vedeți? Mai punem. Așa, eu am să iau și am să pun așa peste. Așa. Și se face așa ca niște cristale. Așa. Și acum voi lua și voi pune așa aici, o cupă. Trebuie lăsată la frigider să se întărească puțin. Eu vă arăt doar așa cum arată, așa. Și o punem așa aici. Și ne punem și un înghețată cu ciocolată, vedeți? O bunătate făcută în direct cu voi astăzi. Așa. Aici am să pun căpăcelul și dăm la frigider să vă arăt și pe cealaltă înghețată cu ricota și cu ciocolată. Un deliciu. Să le încercați să vedeți cât de repede și cât de bune sunt, cât de repede se fac. Cine are mașina de înghețată, cine nu, v-am spus, puneți în vas. Și când începe să înghețe, cu un mixer la început, ca să se facă spumoasă. Și după aceea, la interval de o oră, oră și jumătate, amestecați bine, 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 din nou. Cam de vreo 3-4 ori.
Înghețată. Înghețată cu ricotta și înghețată cu ciocolată. Eu vă pup dulce. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. O să ne vedem mâine să facem de înghețată de cappuccino. Pup dulce și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă pup, o zi frumoasă în continuare. Pe mâine, pupici, la revedere!